După ce s-a speculat în spațiul public faptul că interpretul ar fi suferit de cancer, impresarul lui a confirmat informația la Acces Direct. Da, este adevărat. Pe 28 mai 2019 a fost operat la Fundeni, i s-a extirpat rinichiul drept, dar nu a mai avut nicio problemă de atunci. A făcut chimioterapie un an de zile, la un an a făcut PET-ul și nu era niciun fel de problemă oncologică. Gretatul Cântăreț s-a operat aparent cu succes în 2019. Impresarul lui Petrică Muțu Stoian a confirmat că interpretul s-a operat de cancer în urmă cu 2 ani. Doru Gușman a mărturisit că artistului i-a fost extirpat rinichiul drept în primăvara anului 2019, dar susține că intervenția a fost una reușită și recuperarea a fost completă. Totodată, impresarul a confirmat că interpretul a avut și COVID-19, dar a aflat abia după vindecare. După ce a declarat că regretatul artist nu mai era același în ultima perioadă și a dat de înțeles că acesta simțea că moare, impresarul a făcut mai multe dezvăluiri despre problemele de sănătate ale interpretului. Este adevărat că a fost operat de cancer. Pe 28 mai 2019 a fost operat la Fundeni. Întâi s-a extirpat rinichiul drept, dar nu a mai avut nicio problemă de atunci. A făcut chimioterapie un an de zile. La un an am făcut teste și nu era niciun fel de problemă oncologică. Acum, fiind al doilea an, am făcut CT-ul. La acest CT am aflat că plămânii sunt afectați, plămânul drept are geam mat 40%. Am aflat că trecuse printr-o perioadă de COVID. El fusese într-adevăr răcit cu vreo 2 săptămâni înainte, dar s-a tratat cu paracetamol, cu Fervex. În al treilea rând, am aflat că nu are niciun fel de problemă oncologică, a spus impresarul Doru Gușman la Acces Direct. Odată cu moartea, au apărut informații potrivit cărora tratamentul făcut de acesta la clinica privată din Reșița ar fi fost contraindicat în situația lui, pentru că lua și anticoagulante pentru problemele sale cardiace. Impresarul său confirmă faptul că interpretul era sub un tratament cu anticoagulante în mod normal, dar infirmă zvonurile conform cărora acesta ar fi avut un stent montat la inimă. El, având probleme cardiace, era sub control medical de ani de zile și unul dintre acele medicamente pe care le lua era acel Sintrom. Cât lua și când lua nu știu, dar cert este că lua. Nu avea stent la inimă, el avea probleme cu o valvă, a mai spus impresarul lui Petrică Muțu Stoian.